participat la, la un alt tip de preluare și am făcut un exercițiu foarte frumos. Am întrebat managementul dacă 3 zile pot oamenii să nu muncească. Și mi s-a spus, da, ce ai de gând? Și am zis, vreau pe fiecare birou, contabilitatea se unea cu contabilitatea de la firmă mică, HR-ul, produse, așa. Și am zis, vreau, mă, cât bani puteți să-mi dați ca să-și reamenajeze birourile? Și mi s-a spus, ai atâția euro. A fost ca un exercițiu de team building făcut in-house. Pentru că eu am fost în vizită în ambele locații și am văzut tipuri de valori total diferite. Prin simpla observare. Unii erau sarcastici, orgolioși, oameni cu bani, oameni care țineau la ținută, la imagine. Deci un anumit tip de cultură, alții oameni drăguți, amabili, bazați pe familie, pe evenimente comune, total opusul. Și am spus așa, facem următorul lucru. Aducem oameni împreună și anunțăm că au la dispoziție 3 zile să-și redecoreze pereții, dacă vor să schimbe florile, dacă vor să schimbe perderile, împreună. Ce s-a întâmplat? Cei care veneau în ținută business și-au dat seama că nu pot veni îmbrăcați așa când e de lucru. Și au început să vină în Adidas și în blugi, relaxat. Ceilalți erau obișnuiți și au fost uimiți că au descoperit altceva. Primele decizii care le-au luat n-au fost cele legate de business, de soft, de angajare. Primele decizii au fost, s-au certat pe culoarea mochetei, s-au certat pe ce tablou sau pe ghiveci. Deci, conflictele, zona, există mai mulți pași în formarea unor echipe. Acest pas este pasul 2 numit furtună. Furtuna s-a declanșat în niște situații cu impact minor. Nu vrem trandafir din ăla, vrem cadă din aia. Deci vă dați seama, impactul asupra business-ului zero. Nu vrem albastru pe perete, vrem și toate temerile. Starea aceea de panică, totul s-a rezolvat în momentul în care ți era foame, au comandat pizza sau s-au dus nu știu unde, împreună. Au început să discute, să dea telefoane, să afle că au copii, deci nu s-a ocupat nimeni de integrare, s-a auto-integrat. Și a costat foarte puțin. După 3 zile, când li s-a spus să vină la birou, deja se cunoșteau unii cu alții, deja furtuna a trecuse, se simțeau bine că, da, s-au certat ore întregi de pe culoarea asta. Da, nu știu preferințele, cine dar până la urmă au luat o decizie comună. Da. Erau prieteni după 3 zile. Și pe mine m-au chemat și au zis, cum de ți-a venit ideea? Și am zis, am citit undeva, recunosc, nu mi-aparține ideea, dar ce a fost? Le-am arătat al treilea dușman. Care era dușmanul? Amenajarea spațiului cu impact mic asupra organizației. Și doar 2 și-au dat demisia din 60. Versus celelalte firme, bine, acolo era de IT firma, ambele de IT, în cazul 1, unde nu m-aș fi băgat. Acolo e mai mult, nu puteai să le zici, cumpărați-vă voi. Deci am adus, timp de 3 zile, niște oameni cu diferite valori și i-am pus să-și creeze propriul sistem, ecosistem, dacă aș putea să spun.